Luăm în deșert numele lui Dumnezeu când devenim legaliști. Și Domnul să ne ferească de asta. Știți ce înseamnă legalismul? Legalismul este dușmanul interior al bisericii. Mult timp am crezut că a lua în deșert numele lui Dumnezeu este chestia asta, să nu rostești vreun lucru negativ la adresa lui, să nu umbli cu vrăjitorii, să nu faci nu știu ce chestii, dar anul ăsta am descoperit ceva care pur și simplu m-a uimit. Și în Galateni, în capitolul 3, Pavel rostește galateni nechipzuiți, zice, adică nesăbuiți, cine va fermecat? Pentru că știți ce, cum vine chestia asta? În grecește fermecat se referea la ochiul rău. Și acum când zice cine v-a vrăjit, se referă la magie. Dar cine v-a vrăjit, ce anume galatenilor? Ca să pune niște legi pe care Dumnezeu nu le-a cerut. Oameni buni! Pentru că asta înseamnă ca să dezonorăm numele lui Dumnezeu. Derek Prince zice că în limbajul modern am spune așa, cine v-a vrăjit la legalism? Așa ar fi traducerea în 2022 din Galateni. Și atenție, legalismul, da? Care ăsta, ce vrem să spunem despre el? Este de obicei un cuvânt așa peiorativ, da? Adică ce înseamnă legalismul? Să căutăm neprihănirea prin ținerea exagerată, pot să spun eu chestia asta, a poruncilor și a legilor. Dar atenție, neprihănirea nu vine prin ținerea de legi. Neprihănirea nu vine prin ceea ce mă chinui eu și vine prin sângele Iisus de la cruce. 1. Legea lui Moise este modelul perfect de lege, deoarece este o lege divină și ea este desăvârșită. Și dacă neprihănirea nu s-a putut face prin legea lui Moise, prin cele 10 porunci, da? Nu s-a obținut prin ea. Pentru că dacă se obținea prin ea, nu venea Domnul Iisus Hristos. Cum îndrăznim noi să mai punem porunci dincolo de cele 10 porunci? Pentru că asta înseamnă că știți ce, legile astea nu numai că sunt umane, nu numai că nu ne aduc neprihănire, asta înseamnă că noi suntem nemulțumiți de sfaturile pe care le-a dat Dumnezeu și mai vrem noi să punem niște sfaturi. Al doilea lucru la legalism. Legalismul înseamnă adăugarea la cerințele lui Dumnezeu pentru neprihănire. Și acest lucru înseamnă ca să cer de la oameni să facă mai mult decât însuși Dumnezeu le-a cerut. Și asta îi luăm în deșert numele lui Dumnezeu când venim cu astfel de porunci și de legi. Dacă Dumnezeu spune că X sau Y, da, lucru, este tot ceea ce trebuie ca să-l facem, atunci nici o biserică, nici un slujitor, nici o asociație religioasă, nici un cult nu are autoritatea ca să adauge vreo cerință la neprihănire decât cele pe care Dumnezeu le-a lăsat pe paginile Scripturii. Apropo, adaugă bisericile legi dincolo de legile lui Dumnezeu? Adaugă sau nu adaugă? Păi și vedeți cum luăm în deșert numele lui Dumnezeu? Pentru că aceasta este cea mai mare necinstă adusă lui Hristos ca să iei în deșert numele lui. Pentru că știi ce spui? Spui, mă, sângele lui Iisus Hristos de la Golgota nu este suficient ca să ierte păcatele și legalismul, vă spun cu tot respectul, este încălcarea poruncii a treia și luarea numele lui Dumnezeu în deșert. Toate legalismele, și o să demontăm câteva în dimineața asta, pentru că legalismul este orbire față de ceea ce Hristos a realizat perfect. E perfectă jertfa lui Hristos. Mai trebuie să adăugăm noi ceva? Nu! Mai ne ducem noi în cer cu bucata de mămăligă, cu coliva, cu pomana, cum zic unii? Nu! Și toate chestiile astea sunt legalisme și încalcă porunca a treia, adică... Cum să vă spun eu? Ceea ce Dumnezeu ne oferă, legalismul, sectarismul, este un, aș putea să spun, un terorism spiritual care vrea să ofere mântuire prin forțe proprii. Și mai întâi, Hristos vine și spune a desființa legea ca mijloc de mântuire în fața lui Dumnezeu, da? Este forever chestia asta. În al doilea, ceva ceea ce a experimentat el, a fost manifestarea mâniei lui Adonai lui Dumnezeu, că spune Roman 6:6, omul cel vechi, firea, a fost răstignită odată cu el. Adică natura noastră păcătoasă a fost răstignită odată cu crucea Golgotei, da? Iar al treilea, crucea, oameni buni, nu este ceva de exterior, crucea este ceva de un principiu intern și crucea ne definește viața noastră. Cine aplică legalismul, nu mai aplică viața aceasta a răstignirii, da? Viața aceasta a morții față, adică cu Hristos față de păcate, pentru că el încearcă să suplimenteze ceea ce Hristos a făcut la cruce. Și trec un pas mai sus de ea, da? Și atunci vine cartea lui Ioan, îmi pare rău că am o Biblie nouă și nu stă Biblia asta deschisă și Ioan, vă citesc imediat, deci Ioan, a doua Ioan spune la versetul 9, oricine, asta trebuie să ne tatuăm pe mâini unii, oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. S-a încheiat Biblia, oameni buni. Mai putem să băgăm un singur rând în Biblie noi
românii, pocăiții de pe planetă, mai poate să adauge ceva la Scriptură? Hai să vă aud. Mai poate? Păi și oricine o ia înainte, adică adaugi ceea ce nu cere Scriptura, în momentul ăla ce faci? Ne cinstești numele lui Dumnezeu. Păi ați auzit pe unii, vin și spun, Doamne, mi s-a descoperit la nu știu ce prorociță, la nu știu cine, întemeiază ăștia secte, religii. Păi da, acum, nu vreau acum ca să-ți jignesc pe cineva. Păi da, ai luat-o înaintea Scripturii și oricine o ia înainte, Dumnezeu l-a scos de acolo, de la pomul acela al vieții, Dumnezeu să ne ferească.